poveste foarte lungă, am început în 1995, am experimentat aproape tot ce înseamnă tâmplăria. Începând de la mese de biliard, construit de case, mobilier, am stat în America 12 ani, a fost o experiență extraordinară în care am învățat atât tâmplărie, cât și tehnici pe care probabil că n-aș fi avut cum să le aflu la momentul ăla în România, pentru că informația nu era atât de versatilă ca acum. Sunt 25-26 de ani de tâmplărie. După experiența asta am început pe cont propriu. Acum încep să înțeleg care este partea dificilă a antreprenoriatului și nodul m-a ajutat să fac chestia asta necheltuind foarte mulți bani cu dezvoltarea unui atelier. Aici am găsit tot setup-ul făcut și asta este un lucru extraordinar pentru că mă scutește pe mine de investiția pe care ar fi trebuit să o fac. Dezvoltarea unui produs durează între 4 și 6 săptămâni. Dar toate îmi sunt dragi pentru că îmi dau seama că sunt lucruri pe care le fac și alți oameni se bucură de ele. Produsele mele includ mese de dining, scaune, băncuțe, mici dulapuri, fotolii. În toate încerc să păstrez același stil. Sunt cumva dependent de începutul anilor 50 până în 60, până în 70, cumva de acolo mă inspir, dar cu o notă contemporană. Cred că cel mai mult îmi place să fac băncuțele împletite pentru că necesită o răbdare extraordinară. Timpul de împletire a unei băncuțe este de undeva la 6-8 ore. Ce îmi place la lemn este că după ce e tăiat din pădure, eu pot să-i ofer a doua viață, de fapt. Și asta e frumusețea lucrului cu lemn. Mă numesc Lucian Mihailescu. Firma mea se numește Lucar și sunt tâmplar, îmi place foarte mult ce fac și cred că voi face toată viața doar tâmplărie.